educației sociale și zice că suntem pocăiți? Ha? Și din Germania, și din Spania, și din Austria, și din Anglia, dacă se poate. Îmblăm fără asigurări pe mașini, fără verificări. Mă știe domnul, Janel Model, nu mă prinde poliția, eu l-am pe domnul. Stai liniștit. Trebuie să ceri înțelepciune în seara asta, cum o să fie. Aleluia! El spune așa de frumos, dar chiar acum zice domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și cu boce. Nu-i mai timpul de predicări, de evanghelizări, fără rost. Asta spun eu de partea Domnului. E timpul ca inima ta să găsească plăcere în căile Domnului. Uite-ne, Doamne! Și ochii tăi să găsească plăcere în cuvântul Lui. Spune David că El e un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și al oricărei frunze nu se vestejesc. Și tot ce începe duce la bun sfârșit. Ai fost în faliment anul trecut? Aleluia! Ai început ce da faliment, s-a închis biserica de unde faci parte? Ai dărâmat ca un bulldozer stânga și dreapta? A lovit tineri, ai lovit bătrâni, ai lovit, ai lovit în dreptul tău? Fă-ți o verificare în seara aceasta, dragul meu. Hristos este Domnul. Hristos este viu. Și în seara aceasta Dumnezeu să ne sfințească. Dumnezeu să ne învrednicească. Pe câțiva vă cunosc de aici, otru e prietenul meu, dar n-am văzut pe mulți de multă vreme. Noi am crescut amândoi în Vladimirescu, cel puțin de spre mine. Îl cunoșteam și când eram în Germania, inima mea s-a bucurat când a zis l-a primit pe Domnul, s-a botezat și acum laudă pe Domnul. Aleluia. Ce frumos! Și acum am Vladimirescu mai frumos, s-a mai deschis la fratele Leon încă o biserică. Acolo sunt frați, acolo este binecuvântarea Domnului, a fost botez. E bine. Mai lipsește ceva, pocăință. Vă uitați la mine că am 30 de ani, 6 copii, stau pe chirie. Vă uitați la mine că Dumnezeu e bun, ce ne place asta. Atâta ne place să spunem că Domnul e atât de bun. Dar vreau să spun unele lucruri din Biblie care prea puțin le mai spune. Știi că Moise din cauza că s-a mâniat nu mai văzut Canaanul? Aleluia! Știi? Tu te mâni? Și totuși a intrat în 2022. Isaia spunea fratele și nu mai continua și vreau să completez eu foarte puțin. Nu vreau să vorbesc cuvintele lui nimeni, cuvintele lui Dumnezeu. Isaia vine și zice, vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi, pocăiți-vă, vai de voi. Și când îl vede pe Dumnezeu Isaia, știi ce zice prorocul mare și tare? Vai de mine, că-ți locuiesc în mijlocul de oameni necurați și cu tot cu buze necurate sunt și eu. Cum? Când tu spui așa vorbește Domnul! Aleluia! Chiar în seara aceasta, nebunule, ți se va sofletul. Unde mergi? Unde mergi? Dar chiar acum zice Domnul. Și cam repede se face lucrările Dumnezeu. Eu am răspuns. Și nu mă mai joc. Fiecare face cum crede. Aș întreba-o pe doamna care s-a predat în seara aceasta așa, Fulger McQueen, cum îmi se uită copiii mei la desenele alea cu o mașină rapidă. Iertați-mă că îndrăsnesc. Că nu de la mine, de la 30 de ani trebuie să se audă, de la unul de la 70-80 de ani trebuie să se audă cuvintele astea. Dacă copilul tău moare, tu rămâi în legământ cu Domnul. Mai gândește-te. Mai gândește-te. Hop, pe genul grebe! Hop! Dumnezeu e bun! E bun! E cel mai bun! Nu zic nimic! Eu l-am cunoscut pe Domnul, știi cum, prima dată? Foc mistuitor! Știi cum? 10 sicrii în casă! M-auzi? M-auzi? La 23 de ani Dumnezeu a răpiat tot în viața mea! Mamă! Tată, casă, bunici, bunică, unchi, mătușe, copil, tot! Și m-am trezit eu singur, la 23 de ani! Vladimirescu cu trisicrii în casă deodată! Mamă, tată și cumnat! 31, 55, 54! Trisicrii albe! M-am uitat pe ce? Acum mă zic, binecuvintează suflete pe Domnul, să am 63, 64! Să te ascult
de 20 ani în casă. Nu este tată alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Sufletul meu găsește plăcere în căile Domnului și inima mea mi se bucură când mi se zice: haide-mi la casa Domnului! Eu nu am vrut să predic, eu am vrut să ascult, eu am vrut să... Înseamnă că Domnul a vrut să transmită mesajul ăsta. Când am fost la spital la Lipovar? Ieri? Eram într-o stare în care am zis: nu mă mai duc să mă rog pentru nimeni. Vreau să stau un timp acasă. Sună telefonul, zice Silviu: pace, frate Adi, pace. Vii cu mine la spital la Lipova? N-are coronavirus. Dar ce am zis? Dar ce, mi-e frică de coronavirus? Așa ți-am zis? Așa-i? Dar mi-e frică de coronavirus. Hai să mergem. Am luat pe Silviu, am venit la Peci, că am plecat ieri. Și acolo ne-am rugat pentru 3 femei. Silviu începe și spune pe mașină: frate Adi, ți-aduce aminte când ai făcut chemare la biserica noastră, în Pecica? Și ai chemat pe cei bolnavi în față. Da, mă aduc aminte. De cât timp e, Silviu? O săptămână sau două? Săptămână. O săptămână. O săptămână. Aici, în Pecica. Duhul Sfânt îmi spune: îi faci ungerea cu un de lemn, la restul nu le faci. M-auzi? De. Fac ungerea cu un de lemn. Fratele de lângă mine, presbitere, deja... Poate o fi zis: bă, mi-o la mărturia, ce face ăsta? Că unde ești doi, zice Domnul, el e acolo. Dar nu mai ești nici doi în biserică, de multe ori. Ce spun, spun adevărul. Dacă am fi doi aici, în Duh, m-a rugat la sabre pe la doșoamă la gata. Orbii ar pleca pe loc! Vindecați! Te sperie, așa e? Știi ce vine să plâng? Că mulți au venit în seara asta și pleacă la fel. Că ar veni să vadă ceva la pocăiți. Și în loc să plece cu cineva, pleacă goi, 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 fără nimic. Și spune Silviu pe mașină: frate Adi, femeia aia care, ce bolă a avut, Silviu? Vomita sânge. Vomita sânge de 4 ani? Mai mult de 4 ani, așa-i? Intestinul subțire, ceva probleme, nu? Și ce-i zis doctorul? Și ficatul? Și ce ai spus? Nu mai vomita deloc. Nu mai vomita deloc? Și Domnul s-o atinge. Amin! Glorie Domnului! Slăvi să fie Domnul! Crezi că cu judecata mergi departe? Crezi că tu poți să-i ordonezi Duhului Sfânt pe cine să vindece și pe cine? O lună și jumătate în urmă, la Bocșa, puterea cuvântului, unde mamă, acolo slujesc împreună cu el. O femeie, Dumnezeu vindecă copilul de cancer, 2 săptămâni îți o minune, femeia nu mai vine la biserică. Păi credeți că cu Adi sau cu fratele Ionel sau cu Otto vă faceți de lucru? Oameni buni, de pușcărie scapi. De asigurări, de probleme la bancă scapi, dar de Dumnezeu nu. Așa este, Doamne. Să nu crezi că te botezi și dai faliment și după aia rămâi unde vrei. Să nu crezi asta. Aleluia! Sfârșiați-vă inimile în haine și întorceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, că cel este miloftiv și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa El o binecuvântare? Știi ce binecuvântare vreau în seara să lase Domnul peste tine? Mântuirea. Ajută-ne, Doamne. Cel mai de preț, dar este mântuirea Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta, Duhul Sfânt, ia-ți loc de cinste. Amin. În seara aceasta, Duhul Sfânt, te înalți mai sus ca orice om. Amin. Noi n-avem nicio valoare fără Duhul Sfânt, vă știți? Fără Hristos ești zero. Fără Dumnezeu n-ai nicio putere. Eu aseară la ora 12 n-am putut să fiu în biserică, trebuia să fiu cu câinele meu afară în curte, soția mea era în casă cu copii, vedeam cum oamenii pușcă pe târzi și m-am ridicat privirea spre cer. Și am zis: Doamne, îți mulțumesc că m-ai dat încă una să mă mai pocăiesc.
Știi că tu m-a descoperit Duhul Sfânt, ești în împrumut în anul ăsta? Știi că poate să fie ultimul tău an anul ăsta? De ce m-am bucurat când m-a zis că la botezul ei doi? Știi că cei de noi mă vor fi cei de tăi? Știi că unii oameni chiar au fost în falimente mari și astăzi s-au întors cu toată inima către Dumnezeu? Știi că unii au fost drogați ca mine, alcooliști ca mine, fumători cu două pachete de țigări și astăzi stau în fruntea poporului și sunt binecuvântați de Dumnezeu? Și alții care au fost 30-40 de ani pe pocăință, astăzi se uită și zice: ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla e așa, ăla nu-i bun, ăla nu predică bine, ăla nu cântă bine, eu cânt bine, eu predic bine, eu le fac pătate. Și când eu vine în inima lui, se întâmplă un lucru, iese Dumnezeu, iată eu stau la ușă și bar. Și nu mai are loc Dumnezeu în inima mea, pentru că eu sunt plin de eu. Și ăla mi-a făcut bine și l-a făcut așa. Și Cosmin a înțeles lucrarea lui Dumnezeu și văd la el pe stare totdeauna, ba prunci în brațele el cu pachete, ba pâine, ba cartofi în față la oameni acăși. Ce-ai făcut tu 2019 pentru Domnul? Cu trecut anul. Auzi, poți să faci ce vrei. Cu anul 2021 nu te mai întâlnești. Ce-ai făcut în 2020? Doamne, în 2021 o să fiu mai bun. O să postez mai mult. O să mă pocăiesc mai mult. O să caut văduva și orfan. O să mă duc mai mult la biserică. O să cânt mai mult. Sora să cânte. Nu pot, frate, și-a dor. Nu mă pune. Și vine problema, vine furtuna! Doamne, unde ești? Știi ce, Domnul? Nu pot, soră. Nu pot, frate, să te ajut. Nu pot. De ce? Tu nu mă lași. Aleluia. Tu nu mă lași. Dar de ce? Nu tu ai făcut legământ cu Domnul și ai zis și la bine, și la rău, și la greu, și în sărăcie, și în boală, și în faliment. Eu vreau să slujesc pe Domnul din toată inima mea, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată inima, cu toată puterea, cu toată casa. Nevastă, mă las să mă duc la biserică, hai acasă. Nevastă, uite, vreau să iau bani să mă duc la familia cu tare, mă lași? Ce e asta, fraților? Ce e asta, fraților? Aleluia. Atenție mare, surori, nu vă băgați un zilul de fierboană, pentru să veți dea socoteală mare. Atenție! Nu fiți o piedică pentru frați, că veți da socoteală mare. Ascultați-mă bine ce vă spun. Eram în Spania la Stăriță, m-au chemat frații acolo 7 zile, la Pamplona. Și mă vedeam, surorile își punea mâinele, surorile conducea biserica, surorile scotea banii de la sân, mă iertați? Să dea bani de motorină. Mă, dar ce aici, mă? Unde s-o băsiți ăștia? Unde-s? Pă, frate, sorile, sora, iai! Sora-i cu mâncărurile. Sora-i cu spălatul de haine. Sora-i cu crescutul copiilor. Și bărbații Domnului, e timpul să se ridice în picioare. A, dar știi de ce nu pot, frate Cosmin? Știi de ce nu pot? Că mâinile sunt pline de sânge. Din păcate făcute în ascuns, afară din biserică. Eram într-o biserică, o zis, bă, frate, la ăla merg. Păi ăla-i curbar, mă, omule, mă, tu nu știi, la ăla te duci. Anul ăsta ai zis, mă duc, nu mai vreau să bărfez. Iată ce fac, mă duc și o să încerc să mă împac și cu ăștia și vreau să fiu împreună cu ei, dar numai așa, ca să nu îmi pierd mântuirea. Ce, te iert, dar nu te uit. Ce, te iert, dar nu te uit. Și în inima ta e o legătură strânsă cu diavolul. Sara asta, Duhul Sfinte, distruge planul general. Aleluia! Sara asta, dacă pleci la fel, o să fii în falimentul tău, mă scurte. Începe cu dreptul anul ăsta. La plita halda sacă nașa maragat. Mă arată Domnul vase sparte și fisurate. Nici pe fund nu mai este, nici pe fund. S-a dus! E
vasul gol. Dar are curaj să se ridică, să zică, așa vorbește Domnul. Atenție mare ce spun. Eu nu mă leg de Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e viața mea. Duhul Sfânt e mama mea. Duhul Sfânt e tot ce am mai bun. Dacă am ceva bun în mine și în viața asta și în trupul ăsta și în casa mea, e Duhul Sfânt. Când copilul meu s-a născut orb, Caleb, Duhul Sfânt a zis, ia-ți copilul în brațe. Și am luat copilul în brațe și a zis, Adi, crezi? Am zis, nu. De ce să fiu fățarnic? Și-a zis, uite de la ochii lui, că acum mă ating de el. Adică la seama în acolo. Și când m-am uitat la ochii lui, s-a făcut vindecat. Pe loc! Eu nu cunosc alt Dumnezeu decât cu Dumnezeu al minunilor. Aleluia! Nu-i pare rău. De darurile care le dă oamenilor. Caut un om în seara asta, peci, ca aici. Aici. Când zice Domnul, că aici sunteți în seara asta. Intrați în biserică, vă bucurați, cântați, dați îndemnul și afară când ieșiți. Nu a fost bun condus în seara asta. Nu a fost bună cântarea, nu a fost bună la cost, era prea tare, că a făcut așa, că a spus adevărul. Nu a fost bun, asta ești tu bun. Ești tu beton, armat. Și viața ta e muncă și e cuțit, diavolul știi cum stă și râde. Stă tu de pâlpă și să râde de tine. Uită-l, păcăitul, că ce bun e. Nu! Cum ai curaj să poți să stai în biserică, să plângi, să vorbești cine nu te limbi și afară să fii alt om? Cum ai curaj? Nu știu de ce dă Domnul cuvântul ăsta. Să-și iați-vă inimile, așa au spus aici cuvântul Domnului. Să-și iați-vă inimile. Nu hainele, nu îmbrăcăminte, nu luxul, nu astea te bagă în rai. Nu astea îți dă ungere în cântare și îl predică. Nu! Predicarea prin viața ta, trăirea prin mâncarea cuvântului și împlinirii pe stradă, aia îți dă ungere! Zice teologii să faci, omiletică și ce vrei tu să faci? Am făcut școala asta și nu predic niciodată de acolo ce am învățat. De când m-am dus acolo, până aproape că s-a alfabet cu 8 clase pot să mă numesc, că nu mă dau nimic, că-i Duhul Sfânt în mine ce lui. Când m-am dus acolo la școală și m-am văzut ce cultul pentecostal ne învață, astea le știam deja de când aveam 12 ani. Că mă trezeam noaptea că predicam la sute de oameni și oamenii să predau. Și mă începeam să mă râd și am zis, Doamne, dacă și asta va fi cu mine. Și am ajuns și în Belgia, și am ajuns și în Franța, și am ajuns și peste tot am mers. De ce? Vorbea Duhul Dumnezeu, aveam pachetul de țigări în buzunar și au zis, te voi trimite și vei fi copilul meu cu adevărat. Și începeam să mă râd de proroc și ziceam, dacă și asta a fost de la Domnul. Eu nu cunosc viața că-ți faci amar de mine. Eu nu știu cine sunt oare. Eu nu mă cunosc eu mai bine. Pot să mă ridice cu 70 de scări să zic că te pun la loc de cinste și de asta. Când eu îmi cunosc viața cu adevărat, spun ce sunt. Și ce-am fost. Că nu pot să mă dau altul, că nu mă duce cuvântul și el mi-l cunoaște. Aleluia. Știi ce rugăciune fac eu? Și vă spun că e o taină mare aici. Doamne, când greșesc, pedepsește-mă pe loc. Pac, și-o două să vine lui Iaua. Vine lui Iaua, vine coloana, vine hernia de disc, o vine peste mine. Și a zis, când m-am ridicat în sus, mi-a zis, Doamne, îți mulțumesc. Aleluia. N-am timp acum să vorbesc, a vorbit omul acesta de Iov. Aleluia. Mare lucru. Mare lucru, ascultați-mă bine. Iubim bogăția, iubim luxul. Toți am vrea Versace, mă uit la mulți aici. Toți ar vrea pantof de nu știu de care. Om de la Secunet, nu mă interesează asta. Asta îmi dă ungerea. Gucci și Chanel și eu mai știu ce. Asta îmi dă ungerea în cântare și în predică. Sau pocăința sinceră și adevărată cu Domnul. Că numai Domnul cunoaște inima. Că numai Domnul cunoaște cărarea. Că numai Domnul cunoaște casa mea. Că numai Domnul știe necazul meu și plânsetul meu și noaptea și așternut. Am auzit și eu să judece. Am întâlnit și oameni, mai ales bătrâni, când ies afară de biserică și că sacul lor de box. Las frate că nu-i așa, las frate că nu-i așa, las frate că nu-i așa. Du-te cu Domnul, frate. Lasă-mă în drumul meu. Pe voi când m-ați abandonat și a zis, pentru ăsta nu-s mai șanse. Hristos din cer și-o întins mâna în morcelă după mine și-o păca mâna în morcelă și când m-a ridicat în sus, m-a dat o haină și un inel în deget și-o zis, Adi! Ești al meu de azi. Aleluia! Și o să vezi tu viața cu mine împreună. Puteam să blestăm pe Domnul, puteam să fac atâtea lucruri. M-am început să mă cerc cu Domnul, am zis, Doamne, numai pe mine mă încerci.
N-au trecut bine mormântările cele trei deodată cu mama și cu tata și cu natul. Copilul îi orb, Domnul vindecă, după aia intru cu copilul în spital, că credeți că eu nu cunosc și nu știu durerea ei. Aleluia. Și a lui, dar le știu. Doctorii trei din mână m-au luat copilul cel mai mare, o să ia. Și au zis, șanse numai, 3 ani abia. 14 zile n-au mâncat nimic. Și în ultima seară, 15 zile, am mers pe la spital. Aleluia. O să stea tii. Vreau să cânt o cântare împreună cu tine. Aleluia. Pot totul în Iisus. Aleluia. Și de-abia mai avea viață. A doua zi m-a dus la spital, doctorul zis, nu mai șanse. Mi s-a stricat mașina, a urmat și fără bani. Când vin toată deodată, am mers pe stradă și am început să mă cer cu Domnul. Doamne, m-am pus în dispoziția Ta din tinerețea mea. Puteam să mă distrez, puteam să fiu pe 100 de căi ca alții, puteam să am bani, pentru că sunt proroc, am auzit pe altul. Auzi? Tu vezi mașina asta de afară? Și am zis, da, 6.000 de euro. Fain. Am prorocit și am mașina asta. Ai milă, tu vezi casa asta? Zic, da. Am prorocit și casa asta a venit gratis. Și nu știe. Ai milă. Că într-o zi, când se mânie Dumnezeu, primesc un mesaj de-o parte a Duhului Sfânt. Și spune Duhul Sfânt așa. Ridică-te repede de-o parte. Pune mâna pe telefon. Sună. Alo, pace, pace. Am primit un mesaj de-o parte a Duhului Sfânt. Spune, frate. Două încercări mari, în scurtă vreme. Unu, un accident de mașină. Și în vedenie te-am văzut cum te filmai cu telefonul și plângeai la alții. Și ziceai, fraților, uite, ești numai ce am trecut de încercarea asta. O vine și a doua încercare. În ziua aia să-ți aduci aminte că Domnul ți-a vorbit. Aleluia. Să nu murmuri și să nu cârtești. Atât te-a cerut Domnul. E greu ce-a cerut. Aleluia. Cât de tari suntem când avem bani, când avem mașină, când soția și copiii sănătoși, când avem unde nu ne ploaie și suntem în viață. Așa de tari suntem. Și când apasă un pic Domnul așa pe șurub, uite așa și strânge. Și cum pune în volul ăsta sau din viața noastră. Când ne bate picioarele unul de altul, când vine prezența Duhului Sfânt și zice, auzi, o clipă ți-am zis să veghem și n-ai veghea. Și acum pentru că eu o păs pe tine, te mâni pe mine. Și așa spune Domnul, să-ți spun direct personal ție în inima ta, că tu-ți cunoști problema. Și ce-ai vorbit tu cu Domnul, aseară n-ascuns în așternutul tău. Și acum pentru că eu o păs pe tine, te mâni și cârtești. Mare lucru. Să zici, Doamne, ce sunt eu? Ce pot să fac eu? Ce pot să-ți spun eu? Cum pot să ridic privirea spre cer? Aleluia. Tu care ești drept. Aleluia. Tu care nu părăsești orfanul și vădura. Aleluia. Tu care ții pământul pe nimic. Tu care dai ploaie peste bun și peste rău. Aleluia. Tu care nu ne nimicești. Că în biserică e teatru, că în biserică sunt alte lucruri și afară sunt altele. Tu, care ești nemărginit de bună bunătatea ta. Și Domnul spune prin Duhul Sfânt, prin cuvântul pe care l-am citit. Dar chiar acum zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu plânse și cu boce. Sfârșuiați-vă inimile, nu hainele. Știi ce înseamnă să-ți sfârșii inima? Aleluia. Să zici, Doamne, casă dacă mi-e, nevastă, copii dacă mi-e, pe toți. Inima mea stă neclintită în tine. Că Tu m-ai promis că vei fi cu mine în orice vreme și în orice situație. Doamne, anul ăsta 2022, nu știu ce va fi, prima zi. În seara asta, Duhul Sfânt să-și aloc de cinste în casa ta. Amen. Duhul Sfânt să te prinde de mână. Amen. Să merge anul ăsta împreună cu Domnul, nu știu dacă prin 6 luni. Nu știu dacă prind 8 luni, nu știu dacă prind tetanul. Nu știu dacă mai prind, să zic 2023, nu știu! Dar știu că Domnul va fi cu mine. Amin. Și va fi și cu tine. Riga la sabra clada așa în rigă. La canto brote falto să mă rigă. O pâine bogată s-o lăsat în seara aceasta aici. Aleluia! Fără cu mulți, au început să mănânce din ea. Și un întreg Duhul de viață înapoi în ei. Aleluia! Seara asta o să pleci alta
și altul numele Iisus. Încrada sabra gladu și abrăgrada samanaga. Ne canto prute falto sime ne canto veliat. Iisus Hristos este Domn. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos trebuie să se nască în inima ta, înțeles. Te rog din inimă, nu plica cum ai venit. Domnul m-a descoperit câteva gânduri și unele persoane care au și plecat și au mai rămas. Seara asta e ultimatul. Ascultă-mă bine ce spun. Voi dați o goteală pentru ce vorbesc în seara asta. Dar știi care e problema? Că nu vorbesc eu. Tu să-mi vorbesc. Adi greșește. Otto greșește, el greșește. Noi toți greșim în vorbire, dar Duhul Sfânt niciodată. N-am auzit niciodată pe Duhul Sfânt să dea greș. Ascultă-mă bine ce spun. Nu mă joc cu cuvintele și nici cu pocăința. Că mântuirea e mai scumpă decât o predică, decât o lacrimă, decât o transpirație într-o seară. În seara aceasta, puneți casa rânduială. Puneți viața rânduială. Ochii tăi trebuie să fie curățiți. Era un om odată. Te rog, Tată, ceresc. Exact ca și tine. Aleluia. Mulți s-a jucat omul ăsta cu Domnul. Știi până când? Diavolul i-a luat mintea până când l-ai izbit pe păstor de ușă. Aleluia. Când l-ai izbit pe păstor de ușă, n-a mai durat mult. Și astăzi e înțărâna pământului. Te rog de mine, mă, sără asta. Ești aici pentru că Domnul o rândui seara aceasta pentru tine. Amin. Inima ta e împărțită, dar inima ta trebuie să fie în totalitate în lui. Amin. Am văzut tineri aici, nepocăiți, și mă bucur. Cine arătăm lor? Că orice va veni, suntem pe calea sfântă? Aleluia. Vă credeți că Domnul, de multe ori, așa cum am citit, nu îi pare rău de lucrurile care le îngăduie? Poate mai un an și jumătate și vine cipul. Poate, n-am spus, am zis poate, poate mai un an jumate și vine și pe. Din cauza falsificărilor, tot pocăiți oamenii cu falsificări, dar nu-s pocăiți, cu numele, îți merge numele că treci de ești mort. N-ai nicio treabă, nicio treabă n-ai. Când ai dat 300 de euro și ți-ai făcut certificat verde, n-ai nicio treabă cu pocăiți. Poți să fii pe live în Craiova, în București, în Germania, unde ești. Să fii păstor, să ai orice rang vrei, poți să mă judeci, dă-mi niște păr, fă ce vrei cu mine. N-ai nicio treabă cu pocăință. Ești ca și cum eu când am umblat fără permis 7 ani de zile. Exact la fel ești. Dă-i a cezarul ceea cezarului. Dacă Domnul spune, fă asigurare pe mașină, fă asigurare. Că s-o scumpit, apropo, asigurările, 1000 de lei asigurare. Las că-ți faci rată, nu-i problemă. Nu te juca. Acum, 4 zile, am fost la mănășturi, ne-am bucurat la biserică. Și Duhul Dumnezeu a zis, Adi, lasă-mă și în încet. Tu crezi că Duhul Sfânt nu se bagă în toate? Te întreb. Drept ești, da. O zis, Adi, lasă-mă și în încet. 120 la oră, boxele în port, bagaj, în curbă, când se fac dreapta, m-am dus pe drept. Stâlpul era în față. Ai milă, Doamne. Am pus frână, mai tare fugi mașina. Am accelerat mai tare. Cine a stabilit mașina ca să fiu eu la peci, ca ei să spun că Iisus Hristos e? Am eu un merit? Ai tu vreun merit? Am atâtea cazuri care sunt pe căruți cu rotile, am atâtea cazuri care au copii cu cancer, am atâtea cazuri care cunosc, care soția lui la 30 de ani, de vârsta mea, a plecat la Domnul și are 7 copii. Ești mai bun? Ești mai bun? Sunt atâția oameni la spital, oameni buni. Sunt atâția frați și surori la spital, în Lipova și în Arad și la RTI. Sunt spate între viață și moarte. Ești mai bun? Știi ce mi-a rămâne? Chiar acum sfâșiați-vă inimii. Aleluia. Inimile noastre în seara aceasta, Dumnezeu să lucreze. Amin, Doamne, te rugăm. Am văzut o vedenie cum în seara asta 5 suflete l-au primit pe Domnul din toată inima lor, ca Domn și Stăpân și Mântuitor. Haideți să ridicăm în picioare. În județul Bihor era un băiat ce cânta și Duhul Dumnezeu îmi descoperea, nu-i ok. Am stat, am ascultat predica, predica un băiat tânăr și la chemare cine crezi că iasă? Cântăreți. Aleluia! Tu vrei
vrei să faci o jertfă bună înainte de Dumnezeu? Liber! Te întreb. Uite, femeia asta a venit de la atâția kilometri. Toți eram betoane. Ea plângea într-una. Știi de ce? Că Domnul seara asta o iartă de toate păcatele. Aleluia! Uite, așa îmi spune Duhul Sfânt. Sunt multe, foarte multe. Așa îmi descoperă Domnul. Foarte multe. Ia auziți, Doamne, pentru mine nu mai este iertare. Ia cu gura ei. Așa auziți. Și eu pot să zic că dacă nu zic așa, de la Duhul Sfânt. Dar auziți, Iisus Hristos, în seara asta, ea va pleca eliberată și iertată de Iisus. Amin, Doamne! Ce e mai ușor să zici? Ridică spatul și umblă sau iertate sunt păcatele? Ce e mai ușor? Zablacă la cășadra, zablacă la alut. Domnul vrea să le aducă la viață. Seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu e la loc de cinste. Orice duc de mândrie să n-aibă autoritate aici. Orice duc de sărbicie să n-aibă autoritate. Orice duc de partea celui vreau să fie zărbicie. Aici e Duhul Sfânt. Aici e prezența divină a lui Iisus Hristos. Nu te mai juca! Seara asta e ultimatul. Spun, nu știu pentru cine. Am vorbit de multe biserici și au zis că semn că Domnul a vorbit. Un suflet pleacă. Nu știu cine pleacă. Nu știu cine pleacă. Nu vrei să zici, Doamne, mâna mea e viața ta? Nu vrei să zici, Doamne, eu am multe păcate. Dacă Tu mi le ierți în seara asta, cad la genunchii Tăi. Paraglado, sebre, glado, șapanaga. Medicanto, sibre, conde, valdo, pregătate, mesă. Știi ce văd acum? Niște haine care niște îngeri le pregătește pentru aici. Îscurate. Crede-mă, o să postești 10 ani. Alea nu le poți albia. Tu le ai alea până la ară, seara asta. Și nu trebuie să faci nimic decât să zici, Doamne, sunt păcătos și păcătoasă. În seara asta vreau să te primesc. Dar nu o zi, nu un an. Indiferent ce se întâmplă în viața mea și circunstanțele, inima mea vreau să o sfâșui în seara asta. Care mândrie, care orgoliu, că privește, că se uită, că face. Inima mea e rea, Doamne, și vreau să o umpli Tu de bunătatea Ta în seara asta. Poți să spui cuvintele astea în dreptul ființei Tale? Poți să te proșteri în adâncul inimii Tale să vezi că au trecut 45 de ani peste viața Ta și n-ai rezolvat nimic și tot ce ai făcut și ai clădit s-a spulberat într-o secundă? Știi că tot ce aduni și zidești cu Domnul rămâne instabil până când vine Domnul și după aceea o să te bucuri de tot ce ai făcut? Amin, Doamne. Știi că dacă aduni în Duhul, în Duhul vei se cera. Dacă aduni în fire, în fire vei se cera. Știi lucrul ăsta? Iată în seara aceasta spun binele și rău. Alege viața sau moartea. Poate cuvântul seara asta nu a fost pentru tine. Nu e problemă. A fost pentru cel de lângă tine. Așa mă deamnă Duhul Sfânt, așa fac. Dacă cineva vrea să-L primească pe Iisus în seara asta, Baraglado Felighenat, ascultă-mi, nimeni nu poate să-ți ierte păcatele decât Iisus. Nimeni nu poate să-ți dea un viitor decât Iisus. Poate-ți cauți viața, poate-ți cauți partenerul, poate-ți cauți liniștea, pacea Iisus. Nu poate să-ți dea pacea nici păstorul, nici preotul, nici levitul, doar samaritianul. El e aici, în haină de lină. E chiar în fața ta. Și te întreabă, vrei? La gote faltă să vă dușat. Minicanto prote faltă să vă dușat. Dacă ai venit în seara aceasta aici, poți să pleci acasă liberat. Rămâi cu noi, Doamne. Zăl Abraham, este Prado. Neconte Prado Font. Opriți Facebook-ul. Toți, lăsați nume. În numele Iisus Hristos. Toți, Facebook-ul opriți.